aici, uite de aici, hai. Păi, Roxana, lasă-mă în pace, ce ți arăt tu? N-ai material sau dacă ce? Dacă-ți trag un capac, zic eu vorbesc material. Cu tine. Vrei să fac material cu tine? Hai să fac material cu tine. Vrei să trag un capac acum, cap așa direct? Să fac material cu tine? Prin puterea dragostei, puterea dragostei. Cămașa asta cine a luat-o, amândoi? Da, amândoi, cam în patru. Tu, Manuela, dar ești, nu vreau să te jignesc, dar... Tu gândești înainte să vorbești. Eu nu mă joc cu tine, eu am povestit cu băiatul ăsta că îmi spunea el că se vede penibil cum ce-mi fac și eu cum stau așa ca fraiera și nu zic nimic. Filip, când zicea săptămâna trecută că fetele care arată bine sunt într-o relație, se referă la Denisa. Și dragostea ai puterea dragostei, tot ce visezi stă în puterea ei. Vei avea tot, totul e doar să vei. Bună, ce dragoste. Zici, iubiți, place? Iubesc. Da, dragoste, sigur. Ai o purtat-o și Manuela. Eu sunt ca ea asta, Manu. Aia era pe ceva. Nu, a mea era exact culoarea pe care o are el acum. Eu am îmbrăcat aceea ca să pot la... De-aia n-am mai putut la mașa asta de o lume jumate, că știam că o să ziceți asta. Nu e asta, ce era asta? Auzi, dar auzi cum știi exact perioada când o purtat-o. Ziua, mă, mi-a spus mie ziua. Bine, nouă, mă. Ziua, normal că știe, mă, știm cu toții. Păi da, când? O lună jumate. Păi da, acolo. Eu am ține de minte, Livian. Până când și eu țin minte. Ai văzut? Băi, nu mai îmbăgligați, mă. Nu mai îmbăgligați. A fost un moment memorabil, cum să-l uite. Bineînțeles că da. Adică, uite, din fiecare dată când o venit vreo fată aici, eu trebuia să o întâmpin la ușă, hai spune-mi prea la urechi, da, care ce-s asta? Da, de sus l-am luat, și l-am sortat tot așa, l-am luat și l-am pupat. Doamne, zic că cine și-am făcut acum? E același lucru, eu nu te învinovățesc de nimic, sunt curios la ce ți-o trebuie ție să vină să zică el ție neapărat la urechi. Du-te cu gelozia ta că mă disperi, lasă-mă în pace, că mă disperi de cap. Du-te de aici, hai. Păi, Roxana, lasă-mă în pace, ce-ți arăt tu? N-ai material sau dacă ce? Dacă-ți trag un capac, zic eu vorbesc material. Cu tine. Vrei să fac material cu tine? Hai să fac material cu tine. Vrei să trag un capac acum, cap așa direct? Să fac material ce cu tine? Ce-i cu tine? Asta cine a luat-o, amândoi? Da, amândoi, cam în patru. Tu, Manuela, dar ești, nu vreau să te jignesc, dar... Tu gândești înainte să vorbești. Ce treabă ai tu cu cămașa lui? Dacă am făcut o glumă ce nu se mai poate glumi, ori fost ultele, ori fost glume mult mai... De-aia e un pic mai sensibil, o fată mai sensibil. Dacă ei nu-i plac glumele, eu te rog să nu le mai faci cu mine. Oricum eu nu răspund la ele, dar e mai sensibil. Și parcă te joci tu așa cu mine cum vrei, nu merge așa. Bun, tu crezi că eu m-am jucat cu tine și acum vrei să te joci tu cu mine? Eu nu mă joc cu tine, eu am povestit cu băiatul ăsta că îmi spunea el că se vede penibil cum ce-mi faci și eu cum stau așa ca fraiera și nu zic nimic. Filip, când zicea săptămâna trecută că fetele care arată bine sunt într-o relație, se referă la Denisa. Deni, ce interes crezi că aș putea avea eu ca să despart cu tine de Iancu? Să te distrezi, să apar pe materiale. Filip, dacă Denisa s-ar despărți de Iancu, tu ai încercat să o cucerești? Dacă nu o să aibă treabă cu Iancu, de ce nu? Eu nu înțeleg. El e aici sau zi eu? Păi el atacă emisiunea. Tatăl tău, tatăl unui concurent din această emisiune, atacă emisiunea și concurenții din ea. Trebuie să aflăm favoriții din această săptămână, așa că o să spunem cele mai votate 3 fete și cei mai votați 3 băieți. Haideți!
haideți în casa fetelor să aflăm cele mai votate 3 fete din această săptămână. Cei mai votați 3 băieți din această săptămână. Fii atent. Ori strici părul, ori... Aia, dă-i o pedeapsă. Ori aia unde scrie Ziaturcu. Vezi, bă, te pup. Dă-i o pedeapsă, ori e manichinul ăla pe care scrie Turcu și l-ajungi la gună, îi faci ce vrei, tu le iei, îl aduci aici. Una din două. Da. Ajungi acolo și te hotărăști. Bine. Zi-mi ce ai, hai că să te ajut. Ce, pe aia să iei manichinul sau ce da. Să ori să iei pedeapsă, să iau de păr, să-i fac așa. Mai bine că e... acum? Da. Mai bine că e fizică. Asta da, așa mani... așa nu-i, nu mai da, nu, de manechin, mă, ce, da, ia-o pe ea. Joacă-te cu ea, nu cu manechinul. Îmi pun masca? Și zici așa cu masca pe cap? Aia ta. Da. Ia zi, Florin, te apropii de cineva sau? Tot de noi doi. De noi doi. Mă apropii de voi. Mai bine decât de fete. Nu-ți face nimic ochiul. Nu-ți face nimic ochiul. Cu mâna. Bă, nu neapărat că nu-mi face nimic ochiul, dar nu... Dar fii vreun așa cât de cât să zici, bă, aș vrea să o cunosc un pic, nu știu, să stai cu ea de vorbă, să vezi mai mult de atât? Sincer, nu. Ce cauți aici? Am venit să vă văd. Nu te pune apoi, oricum nu știu să vorbești. Oricum nu te înțelege nimeni la ce gură ai. Dar ce cauți aici, Filip? Aseară am avut un vin. A venit la cineva? Tu ești hairstylist? Îmi spuneai da. Că s-a terminat. A, tu mama, dar nu e vis, e adevărat. Tu să nu se fi întâmplat. Dar nu e vis, e adevărat. Te cauți, ești aici, te cauți. Am zis că mai pe partea de băieți decât pe partea de femeie. Nu, dar de ce vin? Are pedeapsă. Dar ce te interesează pe tine? Păi ești lider, cum adică? Dai seama că am venit aici cu un scop. Păi zice. Joc, e un joc. Zi, mă! Ia că la Turcu și că la Bogdan. Hai, Filip! Ce vrei, faci doar așa, de dragul... Săracul e speriat. De dragul de a vorbi... Mare încearcă, de zic că de aici. Salal, Turcu, Ela. Aici, nu? Da. Casa Petru da. Acolo? Părea că nu e atentă, părea așa că e... Nu, a părut atentă. Am vorbit de subiect. Filip, Ela nu e atentă. Cu... Ela, taci! Dacă nu, dacă nu zici două minute, te dau afară. E femeie lui. Zi, mă, ce vrei. De mine vorbește. Că... Ceva wow. Sau... Și la sfârșit ai mai crezut că e falsă? Adică te-ai menținut părerea? Sau... Vis-a-vis de subiectul de ieri, că asta i-am explicat și ei. Ce s-a întâmplat ieri și referitor strict la subiectul ăla, da, a fost falsă. Cu ce am fost falsă? Nu e falsă. Dar ți-a explicat toate, iar le trebuie. Da, ăla nu e falsă, doar că nu vrea... Nu, am spus și el, referitor la subiectul respectiv. A, la ce? Da, am înțeles. Trec pe subiect la lucrul ăla m-am referit. Adică... Un pic masca și... Că nu e, chiar nu e. Nu, nici mie mi se pare fals. Doar că nu vrea nimic și nu vrea să cunoască pe nimeni. Și rog, e în trecutul ei. Dar te-a covrit tu pe ăla. Te vrea ea. În albă. Nici cele care sunt singure? Nici măcar cele care sunt singure. Hai, fă-o! Toate. Și care crezi că e ideea? Nu știu care e ideea. Toate visează la cai. La harap alb. Dar fă direct, auziți, frate! Mă, ce spune Florin Cu. Auziți un pic ce zice ăsta! Îl așteaptă pe ăla, să vină ăla... Auziți un pic! Dar voi la ce visați, mă? La prințese, la regine, la ce visați? Lăsă să termine! A fost pedața? Dacă minți... Hai să ne... Ce-o zis? Ia uite-l și pe ăsta e... Minte, iubire, tu crezi că micinosul ăsta. Ce zice? S-a zis. Ăla, că nu să-i zic, să-i zic, să-i zic. Ia, ce să zic? Ia, să zic, să-i zic, să-i zic. Da, da. Mă, da, taci, Mariana. Taci tu. Ce-am zis să mă lase să văd. Auzi ce mic. Ce? Ce ai făcut, Ana, ai ieșit bine? Hai, mă, tu nu ți-ai reușit să-și faci treaba și dai vina pe mine când te-am lăsat. Păi dacă nu mă lași? Auzi ce minți! Și-a întrebat ce vrei să faci, frate. Păi și ce faz mai are dacă zic? Așa m-a pus să fac ceva cuiva. Așa dacă... Auzi, nu trebuia să ai pierdut pe traseu. Veneai și făceai și gata. Da, dar n-avea curaj. Nu a avut curaj. N-ai curaj, băi, chinezoile. Nu băga tu vina pe mine. Păi dacă...
Stai un pic, probabil el nu a vrut să facă nimic, că era transmisia pe televizor și a așteptat până e gata transmisia ca să facă. De ce te-ai așteptat? De ce te-ai băgat tu să te întrebi din față cu toată lumea ce-i, 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 hai zi, hai zi? Chiar bucă să vedeam și băi. Da, era transmisia. Trebuia să aștepte transmisia. De ce a plecat? Fiindcă tu, de ce ai vrut tu să vină să zică el ție la ureche ce vrea să facă? Dar să zică, să vină aici să spună, mă, ce vrei să faci? Sau... Deci dacă trebuie să facă ceva că-i pedeapsă, de ce să zică? Doamne, așteptat transmisia. N-am avut curaj să facă și acum am zice mie, îmi pune mie în cârcă că n-am avut curaj, de ce să n-am curaj? Păi ascultă-mă, dacă trebuia să facă ceva la cineva și nu putea să zică. Da. Păi, dacă sunt lider, trebuia să-mi zică. Deci voiai să zică la ureche? Nu să zică la ureche, să fie aici să zică, nu. Păi, adică să auzi numai tu? Da. Adică la ureche? Da, la ureche, da! La ureche! Cu ce te încălzeai pe tine? Dacă te pregare, n-au zis noi! Băi, nu stai un pic! De ce să fii tu curioasă când poți să stai să aștepți să vezi să facă pedeapsa? Dar ce pedeapsă? Gelozia, poate să vină? Încă o dată! Hai cu curaj! Hai cu curaj acum, vină! Un pic, fetelor, că nu înțeleg. Da, să îl ajut, n-ai înțeles? Să-l ajut să ce? Să-și facă pedeapsa? Să facă ce avea de gând să facă. Să-i dai tu indicații unde și ce e. Dar n-am înțeles ce era pedeapsă, ce era pe, adică tu trebuie să înțelegi când vine cineva. Nu, nu mi-a spus nimic. Aia. Păi și ce trebuie să zică? Bianca l-a întrebat dacă a venit că trebuie să vină, s-a dat pe televizor sau că are pedeapsă de făcut. Nu. Bianca a insistat, hai spune-mi. Doamne, păi n-a zis mă omul ce caut aici. Păi zis că e pedeapsă. O zis că e pedeapsă? Pedeapsă? Da. Eu am fost sus și am văzut tot. Nu am auzit pedeapsă. Dar ți-am spus și eu că e pedeapsă. Eu nu zis, voi, dar el n-a zis nimic. Poate era provocare. Bianca, căutam eu acolo singur de rând. Bianca, tu știi că e pedeapsă? Dar era normal că are pedeapsă. Ce căuta el singur aici? Și la ce să vină să zică ție pedeapsa lui? Eu am crezut că e provocare ceva. Ce? Provocare? Provocare. Păi și chiar dacă era. Hai să ce am crezut eu. Am crezut că e, că e pedeapsa aia de ieri. Am înțeles, gata, da. gata, am înțeles. Poate să fie gen provocare, să ude fetele, da, să înțeles. Facă ceva, orice. Gata, am înțeles. Și am ceva, Livian? Da. Cu crizele astea de gelozie mă disperi. Gelozie? Dar păi mă disperi. Ce gelozie? Păi nu înțeleg care e relevanța. Să vină să zică ție să ce? Mă, omule! Ce? Când veneau băieți și făceau farsă, provocare, pedeapsă, orice. Cine? Dacă face o farsă și nu știu, vrea să tragă pe cineva păi de păr. Păi ce la ajutorul ceva. Ție dacă avea nevoie păi de ajutor? Să vină la ce? Să o ții tu pe fata respectivă sau ce trebuia să facă? Aaa, lăsați-o soțina. Păi să ce? Să ce? Să nimic. Adică uite, din fiecare dată când a venit vreo fată aici, eu trebuia să o întâmpin la ușă, hai spune-i prietenul la ureche. Da, de sus l-a luat, de sus l-a luat și l-a însărtat tot așa. Nu, tu stăteai așa, uite, stăteai aici, hai spune-i, să ce? Hai spune-i să ce? Ce am făcut? Eu știu că eram sus, mă uitam la tine. Da, și? Păi, nu înțeleg logica, de ce să vină să zică ție? Era aici, da. Era aici, fată, el, ce? Erai sus aici, mă? Da. Stai, eu așteptam să facă ca să vină să închid după aia ușa și mă uitam. Tot eram ok, ce greșit că l-am întrebat ce vrea să facă. Cum? Ce greșit că l-am întrebat ce vrea să facă. Păi crezi că dacă ziceam ce trebuia să fac, persoana aia mai așteptat să-i fac? Erați toate adunate, în primul rând. Vinea și zicea ție la ureche, dar cu ce te încălzea? Bă, dacă spunea am de făcut o pedeapsă, am de făcut o farsă. Înainte, când a venit el jos, trei fete sau două au zis are pedeapsă și inclusiv tu ai zis, a, pedeapsă? Hai zi-mi ce. Nu m-am gândit că e pedeapsă, că e provocare, să sărute, să facă ceva. Hai provocare numai sau pedeapsă? Hai numai cu subiectul ăsta 100 de ani, că nu suport. Provocare sau pedeapsă? Doamne, zici că cine și-am făcut acum? E același lucru, eu nu te învinovățesc de nimic. Sunt curios la ce ți-o trebuie ție să vină să zică el ție neapărat la ureche. Sau să zică ce are el de făcut. Că am vrut să-l ajut, omule. La ce? Hai, uite așa. Exact asta zic și eu. Wow. Nu te să nu mă filmeze, nu mă dispere. Vrei tu? Du-te și nu. Bipișor, el nu înțelege că tu ai vrut să vezi ce pedeapsă a dat bărbatul tău. Și tu. Eu te înțeleg. Una din idei e că tu ai vrut să vezi ce eu mai veni prin capul lui Livian. Asta a fost.
și ai vrut să-l ajuți. Dar Livian nu a înțeles corect. Ce ați făcut? Ce s-a dat în gelozie? Ce ai făcut, bă, nene, mă? Adică, ziceți și voi, care e? Nu, stai, adevărul că și ea e foarte gelosă. Ia uite ce cază. Gelosă pe cine e la... Ai dreptate, Andreea. Dacă venea una dintre fete, la fel reacționa și ea. Păi, Andreea, ascultă. Părerea mea că da. Uite, îți dau eu exemplu meu. Să vii, oricare fată să vină și o să știu că ieri au zis că are pedeapsă. Dar și ea a spus, e pedeapsă, e pedeapsă de ieri. Ești pedeapsă. Eu n-aș... Ce să-i zic eu la Ela, Roxana, Andreea, oricine? Hai să-mi la ureche. Ce trebuie să faci? Ce trebuie să faci? Hai, să-i spună că ea e liber. Mai probabil s-a plăcut. Era curioasă. Livian, chiar eram toate curioase să aflăm. Poate că era curioasă pur și simplu. S-a pus și în spatele ei, mă, și în spatele ei. Aștepta un minut și vedea care era pedeapsa, nu? S-a pus în spatele ei. Păi poate că voia aia să știe dinainte. Așa ea mai curioasă, de fel. Ai, Livian. Mă, nu că mă duc după ea. Cât pleacă liber. Aveți liber de la lider. Păi liber, liderilor. Auzi, Florin, am văzut ce ai zis mai devreme, că toți s-ar așteptam. Femeile pătit. Bă, Florin, m-auzi? Da, spune. Cine e? Ela. Cine e? Alo, cine e? Ela. Eu sunt. Da. Eu sunt. Mesom. Mesom Ela. Da. Spuneai că noi așteptăm ca ai vers harmăsar. Harapalb. Nu, l-aștept. Harapalb, da. Da, fetele singure cred că l-așteaptă pe harapalb, nu știu, nu intră. Eu sunt îmbrăcată în alb, l-aștept pe harapalb. L-aștept pe harapalb. Da, uite, aici, abele. În opinia ta cum este? Uite, e lângă noi, Filip, aici. În opinia ta cum este un harapalb? Păi nu știu, habar n-am. Nu știu ce căutați voi dacă nu vreți să... Dacă nu vreți să vorbiți cu nimeni sau nu știu. Eu una cel puțin am vorbit. Da, uite, alb tot. De câte ori am avut tot, am vorbit. Pun și masca, direct alb. Da. Nu mă referam strict la tine personal. Am zis... Că vorbise de mine și de asta. Nu, vorbisem de tine altceva. Mă întrebase Marius dacă am lămurit situația de ieri, referitor la ce am spus ieri. La asta singure. Păi eu îți spun că n-am fost fals. Ai înțeles un pic, ai interpretat lucrurile... Auzi, dar eu am vorbit cu tine ieri. Nu știu cum facem. Voi cereți, dar nu oferiți. Știi? Unii din voi. Uite, eu mă consider în... Acolo, că ai zis astea singure. Nedreptățite. Păi nu știu dacă vă considerați nedreptățite sau în vreun fel. Habar n-am, e așa mi se pare, că nu vreți să interacționați cu niciun băiat. Dar noi chiar interacționăm, Florin, ți-am anunț. Da, nu știu. Dar altele vorbesc cu 10, fac toate nebunile și astea. Iubire, și eu nu fac nimic, eu doar sunt curioasă. Eu stau cu tine, nu stau cu altele. Păi tata, fă un pic diferența, că eu nu fac nimic. Ascultă-mă. Nimic! Ascultă-mă. Nimic! Înțelegi că mă disperă gândul? Nu, mă disperă gândul că tu nu înțelegi, că tot mă acuzi. Ascultă-mă. Pune un pic. Gândește-te la situația asta. O luăm pe Ela, are de făcut o pedeapsă. Vine, tu vezi de sus, tot trec 5 minute și eu zic, hai, Ela, zi-mi la urechi. Bun, Ela-i Ela, da? Ela-i Ela. Roxana. Roxana? Ce faci tu? Dai exemple cu femeia la care mă gândesc eu, la prostii? Pe care? La care nu te-ai gândit tu? Păi nu logică mă gândesc la restul pentru că n-ai treabă. Vine Emanuela, vine Filip, colegul tău de cameră. Crede-mă că mi-am permis că m-am gândit că noi, colegul tău de cameră. Nu-i logic. Tu faci exemple cu Ela, Roxana, auzi tu. Te întreb. Dar astea-s exemple.